vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi astăzi și vreau să mai adaug un singur lucru, și anume că vă rog să nu ocoliți literatura română contemporană și să nu mergeți tot spre literatura străină și tot spre ceea ce se traduce, pentru că așa cum spune și un mic slogan pe care îl avem noi, literatura română contemporană dă cursul vieții și lumii în care trăim cu toții. Vreau să vă mai semnalez o singură parte, după care în mod